Ne îndreptăm atenția și către pagina de Facebook, acolo unde, după cum știți, emisiunea se vede în fiecare seară live, rămâne și înregistrată și o puteți vedea și a doua zi, în caz că ați adormit la televizor sau aveți alte lucruri de făcut, spre exemplu o întâlnire romantică sau mai știu eu ce. Cert e că emisiunea e întotdeauna la dispoziția noastră și vă ajută de fiecare dată atât cât e omenește posibil. E bine, dumneavoastră ne ajutați trimițându-ne mesaje, dând share pe Facebook, dând like paginii și așa mai departe, pentru că asta înseamnă o relație în vremurile civilizate. Cineva care mă înjură cu Dăncilă, mă gândesc dacă o fi vreun PSD-ist care se uită la emisiune, probabil singurul. România, Suedia, 1 și ambele marchează, ne scrie Nicolae Țurlea. X2 la România, Suedia, zice cineva, nu e popular genul ăsta de pariu, dar eu nu încerc să fim populare aici, ci vreau să câștigăm pariul. România, Suedia, scor corect 2-2, ne scrie cineva. X2 și 2 plus Suedia, Zeno Leonidas, X2 să fie. Bosnia, Italia, X pauză X final sau X pauză 2 final, ne scrie altcineva. Penalti pentru România și victoria noastră. Cartonaj roșu primit de suedezi și victorie România. Da, zice cineva, dacă sunt cumva antrenori și nu cunoști doi jucători suedezi. Mă rog, asta e o chestie care se poate întâmpla, un astfel de comentariu, dar evident că n-am ce replică să ofer unui astfel de mesaj. Mesajele care sunt într-adevăr folosite și pentru toți cei care privesc la televizor sunt cele cu subiect și predicat, altfel pierdem timpul degeaba. Cu echipa asta ne luăm rău de la suedezi. Elveția, Georgia 3+, și mai avem mesaje, dacă mai am timp le mai citesc. Haideți să vedem biletul în cota 2, prieten, biletul zilei Sportingbet oferit de colegii mei din redacția pariuri1x2.ro. România, Suedia, oaspeții marchează, Elveția, Georgia, gazdele peste 1,5 goluri și Franța U21, Georgia U21, victoria formației gazdă, cota finală în strategia noastră 2-0-6, o cotă foarte bună cu meciuri la îndemână. Acum, dacă nici asta nu vor să iasă, înseamnă că nu vrea Dumnezeu să câștigăm noi la pariuri, dar cert e că în oferta Sportingbet găsiți pariuri foarte interesante, au foarte multe pariuri, în primul rând, asta e important, ai foarte multe variante și variante folositoare, adică genul de alte case de pariuri au în ofertă pariuri pe care nu o să pariezi niciodată, dar la Sportingbet chiar sunt pariuri interesante. Haideți să mergem mai departe, să vedem restul de ponturi pe care colegii mei din redacție mi le-au trimis.